Hai focalizează, hai. Îmi dai o idee. Hai. Nu. Îmi dai sau nu-mi dai? No, bine. Clipul ăsta nu mă avea introducere. Bună tuturor, astăzi am să fac un clip care, dacă nu mă înșel, nu l-am făcut niciodată. N-am prezentat niciodată ceea ce am primit eu cadou de ziua mea și mi-ați cerut multe dintre voi să vă zic, să vă arăt și cum am primit doar 3 chestii ziua mea, am să profit și în același videoclip am să fac și un giveaway. V-am spus în videoclipul anterior că mi-am făcut curățenie între toate lacurile de unghii și au fost unele pe care le-am aruncat, puține pe care le-am păstrat și restul am să vi le ofer vouă. Și după ce vă arăt ce am primit cadou de ziua mea, vă arăt și care e faza cu giveaway-ul, așa că stați până la sfârșit. După cum spuneam, sunt în alt oraș acum și nu suntem de puțin timp în Saragossa și nu avem practic lume în jurul nostru. Nu pot să vă spun, wow, ce am primit de ziua mea din partea lui vara mea, sora mea, prietenii mea, pentru că nu. Așa că nu o să vă arăt ce am primit cadou de ziua mea de la soțul meu. Și atât. Și apoi vă arăt giveaway-ul. Vă spun mai multe despre giveaway. Să începem cu chestița cea mai micuță care am primit-o. Este, nu zic că este acest inel, sunt două. Le scot să vi le arăt mai bine. Sunt două inele de aur care, practic, se împreunează. E telefonul meu mai șmecher și nu vreau să focalizeze. Ia să vedem. Acum vreau să focalizeze. Apoi, tot de aia am primit niște chestiuțe de la Guess. Am avut nevoie, adică eu chiar îmi doream o curea nouă de ziua mea. Chiar asta a fost dorința mea, o curea nouă de ziua mea, pentru că m-am cam plictisit de purele care le am și folosesc decât una. Am purele pierdute pe acolo prin dulap sau prin cutii și folosesc decât una, așa că a fost timpul să-mi iau alta pe care să o folosesc în continuu. Și curea asta e chiar foarte drăguță pentru că, în primul rând, e așa. În al doilea rând, e cu două fețe. Stați așa. Vedeți? Se întoarce. Pot să o folosesc așa sau pot să o folosesc așa. E chiar foarte, foarte faină. Chiar foarte drăguță și, oricum, mi-e prind dulapul de curele negre, așa că trebuie să am și o culoare mai diferită. Iar apoi, acești puci, sau cum să-i spun, care sunt foarte drăguți. Eu nu sunt adepta pantofilor albi, pentru că se murdăresc foarte repede, dar am zis, hai să îi iau, pentru că sunt foarte drăguți. Acei negri, mie mi se par pantofi Adidas și să zic așa, tenis de la Guess, foarte simpli sau foarte împopoțonați. Așa că ăștia sunt foarte drăguți. Unul este mai împopoțonat decât celălalt. Chiar mi s-a părut foarte curios acest accesoriu. E un act de gămălie. E un act de gămălie cu un fluture și cu niște accesorii pe el. Chiar foarte tare. Deci e chiar mișto. Și aia decât la un papuc. La celălalt papuc nu e. Și chestia asta face ca să fie chiar foarte, foarte interesant. Și agață eticheta de... Să agăța eticheta. Ce mai? Și ultimul cadou, care a fost ultimul... care a ajuns, practic, în întârziere, pentru că aici chiar a doua zi după ziua mea este sărbătoare și acum dai timp de 4 zile toate magazinele închise și dacă dai comandă la ceva, nu-ți vine când vrei tu să-ți vină. Este acest tablou uriaș care l-a dat el comandă. Este o poză, este prima poză făcută de la nuntă chiar după ce m-am schimbat.
Exact, deci nu este nicio poză făcută de fotograf, este o poză făcută de noi, care este o poză, nu sunt două, pentru că multă lume mă întreabă, sunt două poze. Nu, este o poză. Dar e așa ciudat din cauza scărilor care se urcă și chiar foarte tare poza. Foarte tare și a ieșit foarte bine. Acum stau să mă gândesc unde să-l pun în casă, fiecare dintre pereți, o să-l mut în fiecare săptămână pe alt perete. Și cam atât au fost cadourile ce le-am primit de ziua mea. Acum să trecem la giveaway, cred că sunteți foarte nerăbdătoare. Foarte important să respectați regulile giveaway-ului. Vă spun și de ce, pentru că sunt multe persoane care vor să participe, probabil neavând Instagram sau neavând Facebook sau pur și simplu las un comentariu și nici măcar nu dau share la clip și atunci nu, faceți lucrurile bine și respectați regulile, o să le aveți și în descriere. Vreau să vă spun că e foarte important să fiți abonat de la canalul meu, să dați share public acestui clip pe Facebook-ul vostru și să mă urmăriți pe Instagram. Acum, dacă nu mă urmăriți pe Facebook, voi știți, dar vă las Instagram-ul în descriere, să-mi dați un follow pe Instagram și să-mi spuneți în comentariu că participați, logic, și să-mi precizați care set vreți să-l câștigați, pentru că sunt 3 seturi, o să fie setul numărul 1, setul numărul 2, setul numărul 3, logic. Dar vreau să știu care set vreți să-l câștigați, deoarece voi face 3 extrageri și dacă vreți, ce știu eu, dacă vă place mult, mai mult un set decât celălalt, îmi spuneți, pentru că voi partaja puțin câștigătoarele și uitați, aici am o punguliță, vă arăt așa în mare ce oje sunt în fiecare set. Vreau să vă zic că în fiecare set sunt 8 oje. Avem setul numărul 1, care baza setului este acest set de manichiuri franțuzească de la Avon. Vreau să vă repet, cele care nu ați văzut clipul anterior, vă las link în descriere ca să îl vedeți. Fac acest giveaway deoarece de moment am unghii puse cu gel și nu o să vă mai folosesc ojele de unghii. Ojele mele de unghii sunt folosite odată cel mult de 2-3 ori. Sunt câteva care sunt noi și e păcat să le țin, e păcat să le țin. De ce să le țin? Mi-a venit le ofer și vi să le ofer vouă, nu? Că mă urmăriți. După cum spuneam, primul set este format din un set pentru manicurea franțuzească, oje de la Farmec în această nuanță, ultra rezistentă, mie îmi plac foarte mult la culorii de la Farmec. Apoi mai avem un lac alb, care e alb spre crem, altul gri, de la Gabrini, de la Miss Sporty, unul portocaliu. Și ultimele două sunt de la Avon, acele oje care au un efect mozaic, știți, că pui pe unghie și pe creapă, în aceste două nuanțe. Asta este setul numărul 1. Foarte important să specificați în comentariu care setul vreți, 1, 2 sau 3. Dacă nu specificați în comentariu, nu o să vă bag în concurs. Setul numărul 2. Îl avem aici. Mă scuzați pentru fâșeală. Setul numărul 2 este format din, începem cu aceste oje. Oje de la Farmec albă, ultra rezistentă. Oje de la New York Color, un maro care mie mi-a plăcut, l-am folosit de 2 sau 3 ori. Și această oje de la Color Club, un verde mat deschis, care e la fel foarte drăguț. Și oje roșie. Asta este setul numărul 2, să vă amintiți. Și ultimele 4 oje sunt de la Avon. Sunt din gama Gel Finish, alea care au care atunci după ce le aplici îți lasă senzația că ți-ai pus gel. Una galbenă, portocalie, asta e roz deschis și ăsta e un roz fucsia, foarte frumos. Asta este setul numărul 2 și setul numărul 3, ultimul set. Wow.
ce pungă mare are la fel o oje de la farmec albă, tot stau și mă întreb de ce am două oje de la farmec și nu le-am atins pe niciuna, chiar nu sunt folosite, mă rog, ciudat. Apoi, oje de la Farmacie Portocalie. Pe urmă, ce? Alo? De ce mișc clanța? Apoi, oje de la Avon, de-asta cu sclipici, Stardust, care m-am cumpărat-o de Crăciun, să cât vezi, n-am trecut și n-am folosit nici măcar o dată. Deci n-am folosit nici măcar o dată. Alt lac de la Farmec, un roșu mai aprins. Și ultimele patru, la fel, de la Avon. Nu mai corectat, mai spuneți Avon, că nu are rost. Eu am să spun în continuare Avon, oricât m-ați corectat voi, așa că este o pierdere de timp. Este din gama Nailwear Pro Plus sau Nailwear Pro. Culoarea asta. Iarăși un fucsia. Un roz deschis. Practic sunt aceleași culori din game diferite. Și un albastru ghis, care ăsta eu țin minte că l-am folosit de câteva ori și mi-a plăcut mult. Și cam atât. Ăsta e setul numărul 3. Nu uitați să termin cu fâșeala. Foarte important, dacă vreți să participați, cea mai importantă regulă e să-mi spuneți în comentariu care set vreți să-l câștigați, pentru care set participați. 1, 2 sau 3. Giveaway-ul... Să mă gândesc când voi postea acest clip. Aveți în descriere data până când va fi... data până când o să fie activ acest giveaway și data când voi posta câștigătoarele. Câștigătoarele le voi posta pe Instagram și pe Facebook. Așa că nu știu unde mă urmăriți, aveți paginile mele de Facebook unde voi participa câștigătoarele în descriere, deci nu pe pagina mea personală, nu. Pe paginile mele, care am două pagini de Facebook și una de Instagram, acolo voi posta câștigătoarele, vă urez succes, sper să participați într-un număr cât mai mare și să vă placă ojele de unghii. Chiar nu o fac cu intenție, vreau pur și simplu să nu le arunc, pentru că sunt oși care au un an de zile, poate nici un an la mine în colecție și ar fi păcat să le arunc sau să le țin până să sucă. M-am uitat peste ele, m-am uitat peste toate oșele mele, le-am aruncat, le-am aruncat, chiar în videoclipul anterior m-am arătat care le-am aruncat și asta am decis să vi le dau vouă. Vă urez succes și sper că v-a plăcut acest clip. Nu mă mai repet de reguli, sunt în descriere. V-am pupat și ne vedem într-un următor videoclip.